parchetului informațiile pe care le cunosc. Ce probe? Ce probe printre aceste informații? Îmi puneți niște întrebări, v-am mai spus odată că am depus o sesizare care se referă la fapte despre care există posibilitatea să fie, să conține elementele constitutive ale unor infracțiuni și v-am și spus despre ce posibile infracțiuni este vorba. Despre difuzare de informații cu caracter nepublic, cu caracter de secret, despre uzurparea funcției, despre... Ați mai repetat, știm acuzațiile. Cunoașteți. Care sunt ce probele? Nu acuzații. Care deci, sunt probele, domnule Dorin Cornea? Probe sunt exact informațiile pe care le-am avut la dispoziție din surse publice. Din surse publice. Nu să aveți încredere în această plângere? Să vă întreb. Cum adică dacă am încredere? Din moment ce am depus această sesizare, normal că informațiile pe care le-am analizat îmi indică necesitatea efectuării unei cercetări. Scopul acestei sesizări este aceea de a fi cercetate faptele de către persoane care au competențele legale să facă aceste cercetări. Dovadă că în momentul în care s-a început urmărirea penală în REM, s-a considerat necesară cercetarea acestor fapte. Din momentul de față, eu am pus la dispoziția procurorului toate informațiile pe care le dețin. Vă repet, sunt informații din surse publice, din surse deschise. Nu, am răspuns la întrebările procurorului. Credeți că se va ajunge la urmărirea penală în persoană? N-am propus o listă de martori. Vă dați seama că nu pot să vă dau acum informații legate despre conținutul discuțiilor. Ceea ce mă interesează pe mine este ca faptele, circumstanțele în care s-au derulat toate aceste evenimente și decizii să fie cercetate. Cum credeți că a fost pusă în pericol securitatea țării? Explicați-ne după decizia... Prefer să nu vă dau acum interpretări de natură legale. Și aș dori, dacă puteți să ne răspundeți, vă rog, acuzații publice care spun așa: Ludovic Orban, președintele PNL, a făcut această plângere penală pentru a fi înlăturat guvernul actual. Cum răspundeți măcar la aceste, să spunem, acuzații, speculații? Am dat un răspuns cât se poate de clar. Atunci când un clan toxic își bate joc de România și afectează interese fundamentale ale României, nu pot să stau cu mâinile în sân să mă fac că nu văd că sunt afectate interese fundamentale ale României pentru interesele personale ale unui lider politic sau altul. Cine face parte? Sesizarea am depus-o pentru că din analiza informațiilor, repet, publice la care am avut acces, consider că există posibilitatea ca pe parcursul evenimentelor care au dus la aceste decizii și a evenimentelor ulterioare, există posibilitatea să fi comis infracțiuni. Domnule Orban, credeți că se va ajunge la urmărirea penală față de persoane? Din momentul de față, eu mi-am făcut datoria, am sesizat faptele pe care l-am considerat necesare să le sesizez. Este strict atributul și competența procurorului care se ocupă de acest caz. Cine face parte din acest clan toxic? Uzurpare de funcție. În declarația publică făcută de domnul Dragnea s-a anunțat că s-a decis mutarea ambasadei. În conformitate cu Constituția României și cu hotărârea Curții Constituționale numărul 683, s-a stipulat foarte clar care este împărțirea competențelor constituționale în materie de politică externă. Respectiv că președintele conduce politica externă a României și că guvernul are mai degrabă un rol tehnic, un rol de execuție, de punere în practică a politicii externe. De altfel există și o lege. Există și o lege de care nu știu dacă
sunteți la curent, legea 37/91, care are un singur articol, care spune că... Ludovic.